V-am spus că la ora 7 vă treziți să mâncați? Dacă suntem cu vacile după noi care stau 2 ore la coafat și la machiat, automat nu aveam cum să terminăm asta. De ce e nesimțirea asta? Cred că s-a stricat dușul din Baia Andradei. A făcut în camera 404. La 404 stă Gilbert. Toate femeile sunt afară de mamă și sora lui. Sper să nu sfârșească și Gilbert la fel de rău ca și Don Giovanni. În noaptea asta trebuie să-l fericești pe... No puedo. Hai, Claudia, Traviata, haide. Hai, gata, că m-am plictisit. Sunteți depuntați. Mi-aș fi dorit să văd o evoluție. Și nu are atitudine. L-a omorât pe Taur. Nu l-a omorât pe Bu. Toată lumea e foarte profundă în casa asta. Oricum, fotografia a fost oribilă. În casă, pe unde a pus te dezbraci ca să te vadă remarce băieții. A intrat, am cuiat ușa. Vine pe la spate și mă ciupe așa de fund și mă linge pe ceaf. Nu am care mi-a avut ăsta. Mi-am spus părerea, îți mersi că ți-am zis-o în față. Nu am nicio părere despre tine, da? Pentru mine ești pur și simplu nesemnificativ. Dorința în ochi, nu văd. Dorința de a fi cea mai bună. Hey, baby! Hey baby, you're so powerful with your sex appeal. În episodul trecut la Supermodels, concurenții au primit o nouă provocare și astăzi ei vor rămâne tot în sfera operei. O să avem un shooting foto cu costume de epocă foarte frumoase. Dacă toți suntem în teatru, m-am gândit că trebuie să facem și un shooting foto. De pentru care vom merge la garderoba teatrului și toată lumea va primi câte un costum de teatru. Iar eu am nimerit exact ce am vrut, cu o fustă foarte mare și este un costum destul de frumos, dar foarte greu. Fusta aia cred că este mai grea decât mine. Este destul de greu de purtat. Dar ce ar reprezenta costumul tău? Un bufon. Da, sunt foarte mișto toate costumele. Joan are foarte mișto, e din Bărbierul din Sevilla. Gilbert la fel. Dragoș e haios, care și o pălărioară pe cap. Zici că e din Veneția, de undeva, Verona. În visul tău, cu ștrampi, cu jartierul îți lipsește. Cred că mă avantajează, pentru că e... Nu e chiar pe corp și e puțin mai larg și e ok, chiar îmi place. Deci astea sunt, o să vă aducă doamnele accesoriile și cam atât. Băieții arată destul de bine, dar sunt haioși în costumele astea. Cine sunt primele fete care trebuie să coboare la machiaj? Andreea și Andrada. Sunt gata. Da, vreau să vorbesc cu ele, că trebuia să coboare la 7. Și-au coborât la 8 fără 10, spunând că abia s-au trezit acum 20 de minute. Este o totală indisciplină din partea tuturora. Și din momentul ăsta, nimeni nu mai stă la băute, la șprițuri, la whiskyane și așa mai departe. Pentru că nu sunt, așa ceva eu nu permit. Deci ce e nesimțirea asta? Cătălin ne-a anunțat de seara că trebuie să fim la 7 în picioare, că la 10 vrea să înceapă shooting-ul și trebuie să... ne machiem să ne coafăm. Vă duc eu la club sau unde dracului vă duc? Vă duc eu. Dar în rest să stăm să o lălăim ca apoi să nu vă treziți? Nu accept. Pentru că ce se întâmplă? Este 11:30 și v-am spus, noi intrăm în parcul ăla când vrea aia noastră. Și de la ora 10, pentru că eu așa sunt obișnuit, am trezit oamenii de la primărie, directorul operei care așteaptă acolo. Bineînțeles că dacă suntem cu vacile după noi care stau 2 ore la coafat și la machiat, automat nu aveam cum să terminăm asta. La ce ora ați fost trezite? La 7:30. Nu, la 7 ați fost trezite și pomă când au venit după voi a spus că păi mai am stat 20 de minute. Cum 20 de minute? Când vi s-a spus că la 7 și un sfert cel târziu începe machiajul, de ce ați mai dormit? Cătălin, probabil că ne-a certat mai mult din cauza faptului că am stat noi până târziu și ne-am plimbat ba noi la fete, ba fetele la noi în cameră și
uite așa, s-a făcut foarte târziu și ne-a fost mai greu să ne trezim. V-am spus că la ora 7 vă treziți să mâncați? Și pormă veniți să vă machiați? Dimineața la machiaj am certat pe toți concurenții că au întârziat, iar asta se datorează faptului că la mine contează foarte, foarte mult punctualitatea. Uite câte ceasul! Vă bateți joc și de o echipă de machiaj, și de o echipă de coafură, de tot. Hai, Miner, încoace! Chiamă și toți băieții. Sincer, atunci nu mi s-a părut ceva deplasat, că am stat și noi până la 3 noaptea sau nu știu la cât am stat. Și la pălăvrăgel și la un șpriț. La cât ai trezit, domnul? 9. 9. La cât ai dus la culcare? Te-ai dus primul, da? Și de ce n-ai coborât mai repede? Să mănânci și să vii la machiaj, să vii să spui vreau și eu să mă machiez. De ce ești neras? Ți-am spus eu că trebuie să... Ți-am spus eu când să mă întrebi. Acum, când mai ai o jumătate... Când, nu când mai ai. Când am depășit cu o oră jumate termenul de a face shooting foto? Ne-a certat, Cătălin. Am acceptat ce să facem, dar nu o să comentăm. Începând din momentul acesta, niciun băiat nu mai bea niciun fel de băutură, niciun fel de vin, niciun fel de whisky, că nu sunteți alcoolici, da? Și mergeți la culcare cum ați ajuns la hotel. Că nu suntem aici să ne distrăm. Nu știu, am înțeles că primele fete care au fost trezite au ajuns cu o jumătate de oră mai târziu. Cred că s-a stricat dușul din Baia Andradei. A făcut în camera 404. La 404 stă Gilbert cu Milner și încă cineva și Dragoș, cred. A rămas blocat la băieți în duș. Spre nefericirea lui Carmen. Hai, Vale. Am ales să fac shooting-ul foto în Parcul Romanesco, bineînțeles cu costume de epocă, pentru că dacă tot l-am numit episod cultural, atunci am vrut să mergem pe aceeași, în aceeași tonalitate. Și pentru că Parcul Romanesco este un parc celebr în toată Europa. Așa cum vă spuneam ieri la opera din Craiova, v-am adus în, nu într-un parc oarecare, Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari parcuri din Europa de Est. Ce vedeți aici este, cred că, 15%. El se întinde pe câteva hectare bune. O parte din el nu este amenajat, este wild, tocmai ca oamenii să se simte ca într-o pădure. A, botezatul ne-a zis că vom îmbrăca niște costuri. Costumul ăsta este al meu. Și vom poza în Parcul Romanița. Vom poza în Parcul Romanița. Nu am fost în parc la Romanița, am fost în parc la Romanescu. E foarte frumos. Ne-a spus Dragoș că e foarte mare, că e al doilea cel mai mare din Europa de Est. E mai frumos decât mi-l imaginam. Prin, bineînțeles, amabilitatea celor de la primăria din Craiova, avem șansa să ne cazăm pentru câteva ore pe perioada shooting-ului foto aici cu Marisica într-un alt edificiu, spun eu, celebru, Casa Bibescu. Haideți să intrăm și să ne pregătim pentru că timpul și lumina se duce. Ne presează, se duce, da? Haideți! Astăzi teoretic nu este un nu avem o provocare prea mare. Mai degrabă vom căuta să exploatăm cât de inspirați sunt în anumite momente, având în vedere că au niște costume de epocă și vor trebui să ia diferite poziții astfel încât să pună în valoare atât costumele cât și pe ei. Gina! Hey, che cosa ce faci? Ce faci, Gina? Am un mesaj pentru tine. Toate femeile sunt c***. Regulă. Ai venit de la celălalt oreador din Franța? Da, am trecut prin Craiova înainte. Ce a făcut? L-a omorât pe Taur? Nu, l-a omorât pe Bu. Ok, ok. Am nevoie de manuscrisele lui. Acesta ce cunoaștem a venit din alt film, nu? Da, nu știu, ai greșit scenariul. Te rog frumos. Nu, la voi, pare. Genaro. Am două femei pentru tine. Ce se întâmplă cu femeile din ziua de azi? Napoleon, prietenul nostru, a spus că toate femeile sunt c***, afară de mamă și sora lui. Toată lumea e foarte profundă în casa asta. Toți citesc pe rupte. Da, să nu uităm că și ei sunt femei. Ți-am adus două femei.
Da, se citește, se vorbește foarte multă psihologie, energii pozitive și negative zboară într-una pe deasupra capului meu. Și bărbații cum sunt? Genar? Da, am auzit ceva discuții și despre Claudia și Gilbert. Era geloasă și pe ea, că nu mai mi-amintesc oricum de ce. Îi făcuse, cred, testul de personalitate și au stat mai mult împreună. Dar Gilbert testează toate fetele. În noaptea asta trebuie să-l fericești pe... No puedo. E o curtezană, general. Da, da, sunt multe ca ea. Nu, eu cred că și Gilbert dă apă la toate morile. Ce caută în această poveste, general? Albă ca zăpada. Ce se întâmplă cu ea? Ea este una dintre curtezanele foarte sensibile. Te rog să fii mai gentil cu ea. Este curtezană? Da, și ea. Wow. Este o simplă muritoare, nu este nobilă. Am să-i îți promit numai băi în lapte și șampanie. Sper să nu sfârșească și Gilbert la fel de rău ca și Don Giovanni. Concurenții sunt pregătiți pentru shooting, iar Cătălin și Marius aleg cele mai bune locuri pentru fotografii. Să înceapă proba. Ia vino, Desdemona. Că am auzit că ești foarte erotică pe acasă. De tine e vorba. Eu? Da. Erotic, așa. Da, așa mi-au zis băieții. Băieții? Da, și fetele. În urmă cu două săptămâni, Andreea și Ivan au fost surprinși de colegii din echipa de filmare în timp ce se sărutau. Să mor eu! Nu e nimic între mine și Andreea. E doar o relație de amiciție. Și atât. Era un pic de noapte bună. Nu am ce să recunosc. Se vede clar pe filmare ce s-a întâmplat și punct. Nu știu. Că ești senzual, așa, că te dezbraci pe unde apuci. Nu mă dezbrac. Mai ales pe unde se poate vedea mai mult, să te vadă băieții mai dezbrăcată, așa e? Nu. Andreea este o fată, una dintre cele mai controversate fete din casă. Planează în jurul ei foarte multe conflicte și... Încet, parcă am rămas fără aliați. Hai, să văd ce poți să dai acum în poză singură. Deci vezi cum poți să ajungi aici, a? Știu cum să formulez. Se pare că și Dan are ceva de mărturisit cu privire la Andreea. A fost o fază că, știi, umbla ea, sau mă rog, umbla. Sunt prieteni să ia cu Ivan și Ivanul a alergat prin casă să o stropească cu niște apă. Așa am înțeles de la ea, nu știam exact care e faza. Eu eram în duș, ieșisem din duș de fapt și la un moment dat ciocăne cineva în ușă și întreabă cine e. Eu răspund că eu sunt Dan în baie și spune deschide-și tu puțin că trebuie să zic ceva, mă rog. Am deschis și a intrat, mă aleargă Ivan și vreau să mă ascund aici. Te-ai supărat pentru ce ți-am zis? Așa au zis fetele. Eu nu m-am supărat, doar că n-a... Nu mă dezbracă. Așa au zis fetele, că prin casă, pe unde apuci, te dezbraci ca să te vadă remarce băieții. Nu, dar oricum nu trebuie să mă dezbrac ca să mă remarci. A, t-au remarcat oricum? Nu, dar nu mă dezbrac, n-am prins ce. A intrat, am cuiat ușa, ne-am oprit reciproc așa. Ea îmi spunea despre prietenul ei, că arată fizic similar cu mine și n-am avut niciun fel de relație în genul ăla, a fost doar o pupătură inocentă. Ne-am luat în brațe și ne-am pupat pe gură, atât. Ești un personaj din Văduva Veselă. Gândește-te că ai o averă multă și ți-a murit soțul. E perversă, ca orice femeie care i-a murit soțul cu mulți bani. Andreea e destul de ciudată. E închisă așa în ea și e mincinoasă, să spun așa. Știu că sună urât, dar e cam mincinoasă. Adică nu recunoaște niciodată nimic. Și mai cu fața... Andreea e destul de horny, să zic așa. Adică și eu am văzut într-un fel, nu să mă laud acum că s-a dat la mine și că mi-a făcut avansuri, dar nu e genul meu, chiar nu-mi place deloc și de aceea nu am răspuns la avansuri. Hai. Oai? Da. De exemplu, sunt la chiuvetă să spăl vasele și stau aproape așa puțin aplicat fără pe, peste chiuvetă și vine pe la spate și mă ciupe așa de fund și mă linge pe ceafă. Așa îmi face. Nu cred. Ba da, serios, și e... Na, se dă la mulți din casă.
zice că asta i-am întrebat pe ei. Că unde mă dezbrac eu să arăt tot ce am eu? Trebuie să mă dezbrac ca să arăt tot ce am. Nu știu ce să mai chiar despre ei. Nu fac o părere prea bună despre fetele care fac asemenea chestii. Da, sunt senzuală în poze și când trebuie, dar nu mă dezbrac așa. Echipa verde a fost prima care a realizat shooting-ul în costume de epocă, iar acum a venit timpul să se pregătească pentru fotografia de grup. Hai și toți ultima poză de grup la grupul ăsta, hai. Dar vedeți să nu distrugeți dronul ăsta. Nu știu dacă mi-ar fi plăcut să trăiesc într-o altă epocă, pentru că am văzut cât este de greu să porți un asemenea costum și să mergi cu el, să te deplasezi. Nu mi-ar fi plăcut. Voi, fetelor, aceeași atitudine de... Cochetați acolo, șoptiți zăpăcite. Ceva. Voi sunteți fetele zăpăcite și alea care faceți mișto căreală și nu știu mergeți ce. Mergeți să vă dați un pic mai asta spate. Este doamna casei, care e diva. Cealaltă este educătoarea casei cu domnul, are treabă cu domnul. Iar domnul era să zic eu ce. Referitor la shooting, eu fiind singur între patru fete, nu mă stresez foarte mult. Nu am emoții sau ceva de genul, mă rog, sunt doar fete ce sunt dragi și goi sau ceva de genul, niciun stres. Șoptește ceva la ureche, știi? Eu? Nu. Nu, ele Andreea. Două. Așa. Ochii la aparat, Andreea. Și voi jucăușe. Echipa verde parcă e verde, așa, nu știu, plin de viață. Ideea este că s-au și adunat o parte dintre ei cu mai multă experiență. Și știu cam cu ce să mănâncă modeling-ul și asta se vede clar că îi favorizează. Bine, lucrează și în echipă, că da, foarte bine să aibă experiențe și să nu se înțeleagă între ei. Bine, le avem. Hai, afară. Le avem, nu? Da. Ușor afară, să nu distrugem ceva. Mergem mai departe cu toții. Grupa a doua. Proba de astăzi este extrem de importantă și ca oricare alta are un scop precis. De data aceasta, Cătălin vrea să-i învețe pe concurenți să fie teatrali și să facă față cu succes oricărei propuneri de a interpreta un personaj. Dar poate pe întuneric. Să vezi așa? Da. Eu am pozat pe niște stânci lângă o mică, lângă un pârâș, de fapt. Arta cere sacrificii și Cătălin este alături de ucenicii săi în orice situație. Mi-a fost puțin frică să nu cad, să nu mă împiedic pe acolo, dar am reușit să ajung cu bine. Vreau cu atitudine, da? E bine așa. Nu ți-a acoperit fața, privire la aparat. Adelina, mă rog, pe lângă faptul că încă este minoră, are o copilărie așa, ea tot timpul stă cu ochii mari, parcă ar vrea să soarbă tot ceea ce se întâmplă în jurul ei. De multe ori mi-am solicitat să mai micșoreze ochii. E o curiozitate, cred, interioară, nu știu. Lasă-te oricum pe șoldul din stânga și te uiți la Cătălin, da? Deci te lași pe șold și puțin mai răsucită cu bazinul încolo. Cu bazinul mai așa, op. O avem? Hai, să o ia cineva de acolo. Cu ținut aceea prin parc chiar mă simțeam ok și îmi plăcea că se uita așa lumea la noi și s-au oprit să ne facă poze. Chiar a fost tare. Te duci acolo. Stai cu fundul în gaură, da? Da. Să vii și picioarele în jos, hai. Încoace, hai. Da, efectiv. Du-te. Picioar peste picior sau unul mai sus, unul mai jos. Ușor, să nu rămâi costumul, ușor, ușor. Nu m-am simțit ca o mini-vedete pentru că nu m-am întâlnit cu nimeni cunoscut. Chiar vei și de riză, vă întâlnesc cu cineva cunoscut, dar nu m-am întâlnit cu nimeni. Pentru că nu prea mai frecventează nimeni parcul. Cum nici aia de la Constanța nu se duc la plajă, nici nu mergem prin parc. Era mișto dacă puneam o tipă acolo în fund să stea în spate. Uite, vezi, să umplem și să fac cadru mai larg. Stai acolo, du-te acolo. Deci vezi stânca aia, stai în fund pe ea și cu picioarele în jos, da? Auzi? Ai ciorap negri pe tine? Mai încolo. Scoate. Acolo. Claudia nu prea e receptivă la ce se comunică și ea face tot cum crede, așa, mereu. Ei, ha, ha, ha. Nu știu, nu cred că se ducă foarte bine. Hai, mai repede, mai repede, mai repede. M-am simțit un pic așa mai
ciudat față de celelalte, deoarece aveam o roche albastră, albăstrică, eram parcă, nu știu, și aveam și coroniță, eram, nu știu, m-am simțit un pic diferită. Ridic-o! Să-ți vedem picioarele! Ridic-o până la genunchi, rochia! Nu-mi place culoarea aia albastru. Hai, Claudia, Traviata, haide, haide! Nu știu, a fost ciudat pentru mine, dar am încercat să mă... Na, să mă concentrez pe shooting, pe posat, uitând culoarea rochii. Categoric am emoții, ca înainte de orice shooting foto cu Cătălin, știind cât de incisiv e și cât de pretențios și critic. Da, e bine. E bine, și o să-i mai faci una eventual și de aici. Da. De asta când ridică cu amândouă. Îmi place foarte mult costumul pe care l-am primit. Sunt capitanul îndrăgostit de Aida, din opera cu același nume. Avem și o Aida. Chiar dacă e din altă echipă, vreau să fac o poză împreună. Aveam personaje din aceeași operă și nu puteam să pozăm cu altcineva. Stai jos ca și cum te salvează de sub piatră și vreau să văd de figură înspăimântată. Ușor speriată, da? Hai! Nu am fost în apele mele la shooting. Mai speriată, Aida, mai speriată. Nu ești deloc ce ai speriat. Așa te sperii tu? Ia țipă. În capul mai ușor. Ia țipă. 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 Haide, țipă. Avea o chestie destul de simplă, să mimeze un țipăt. Am mers până acolo împreună cu Cătălin să-i solicităm că poate să țipe, ok, să țipe fizic, să audă. Țipă! Nu există nu pot, există nu vreau din punctul meu de vedere. Adică una este să-ți solicit ca să-ți tai o mână și spui, băi, nu pot să-mi tai o mână, că e mâna mea. Și alta este ca să faci o chestie care ai mai făcut-o și în trecut. Cu toții am țipat la cineva de nervi, de supărare. Deci o să te încarci. Hai cu energie. Țipă! Asta este, din punctul meu de vedere, un super model. În momentul în care poți să te transpui într-un personaj. Țipă. Modeling-ul nu mai este ce a fost acum 20 de ani, în care era de ajuns ca să ai o față drăguță și să stai să pozezi. Deja ne îndreptăm ușor spre un fel de actorie mai degrabă. Interpretezi un rol. Ce naiba mai nebunit țipă? Nu pot să țip, nu știu, și la un moment dat am scos chiar niște sunete ciudate. Dar nu așa, și râzi. Un țipăt asumat de groază, pe bune, vorbesc serios, haide. Am încercat să țip, dar nu puteam să țip în continuu și încercam să mimez. Dacă nu țip, îți depunctez echipa. Hai, Carmen. Deci spuneți-i. Nu râde nimeni, țipă. Mă, țipă. Putea să țipe. Eu chiar și eu și pe Laura am stăt dintr-o parte că țipam și noi numai să țipe și așa. Să țipăm pe acolo. Să te sperii. Deci îmi pierd răbdarea eu. Este un țipăt fără râs. Deci e un țipăt efectiv asumat. Un rictus cu un țipăt din ăla. Te sperii, haide. Aș vrea ca fiecare din echipă să-și dea tot ce poate și să încerce. Eu m-am băgat și la piesă, m-am băgat și la o probă care nu era a mea, în altă echipă. Și ea n-ar putea să strige? Parcă e orgasm. Nu pot să țin. Nu. Trebuie să urli și să văd expresia, să văd dorință, să văd determinare. Hai, Carmen. Hai, gata, că m-am pipisit. Sunteți depunctați. Vom fi depunctați și nimănui nu-i convine acest lucru. Uite-te și tu. Uite, că-ți dau voie să te uiți. Dacă ție ți se pare că asta este groază, Carmen n-a înțeles, sau, și în general manechinul trebuie să înțeleagă că o fotografie bună poate să fie acea fotografie cu de strigăt, cu urlet, în care trebuie să faci acea grimasă a unui urlet. N-a putut. Habar n-am. Ce să urmez, eu nu știu. Măcar sper că restul pozelor să fie și bine. Sper că tu să uite de chestia asta cu țipă. Da. S-a fi zis așa, Ilea. Se uită prea multă lume la mine, mi-era nașpa, nu știu. Păi chiar nu e fără rău, frate, îmi bag într-o piesă, nu știu ce nimic, mă bag în... Ce mai spune? În altă echipă mai pozis odată și... Când vin vorba de alții în echipă, nu poate mâncare cu țipe. Și am țipat cu toți. Nu pot să țip la comandă, chiar nu pot să fac chestia asta. Nu știu ce se va întâmpla, mi-am cerut scuze fiecăruia din echipa mea. Dacă ți-am duceam un șarpe...
Am încercat să mă gândesc la șerpete, chiar nu am putut, nu pot să țin. Nu țip de obicei. Chiar nu pot, deci mi-a fost greu, chiar am încercat. În momentul în care pozați sau sunteți pe un keto, nu mai sunteți nici Gilbert, nici Joan, nici Dan, nici nimeni. Nu are atitudine. Nu reușeam să înțeleg. Foarte neinspirată, foarte seacă. Dacă a fost ceva mai enervant la Craiova, aceea ai fost tu. Băi, lui par mai normal așa. Da. Cum de ieșit el atât de tâmpit? Vreau ca din ajutul ăsta. Mi-am spus părerea, ți-am mersi că ți-am zis-o în față. Măi, ești nebun, deci tu când pozai, făceai. Deci eu nu am nicio părere despre tine, da? Pentru mine ești pur și simplu nesemnificativ. În loc să vă certați pe acasă, mai bine ați, nu știu, v-ați privi în oglindă, ați poza în oglindă. Nu prea a ieșit în evidență cu ceva bun și pozitiv. Mi-aș fi dorit să văd o evoluție. Nu știu dacă am făcut ceva greșit. Dorința în ochi. Nu văd. Dorința de a fi cea mai bună. Vreau să plec, vreau să mai stau. De pe margine, totdeauna este mai ușor, iar restul concurenților critică în detaliu fiecare scăpare a colegilor. Nu are atitudine. Chiar nu e foarte bine. Cum? Din țeapă. E chinută. Și-a mai păgat, asta e ideea. Mai relaxată un pic. Așa, ia, fă așa o chestie, da. Poți să stai? Da. Vorbea mai sus. Hai să vedem mai bine. Consider că nu am experiență în modeling. Am început în ianuarie. Tu ai prezentat și la Milano? La Milano am făcut câteva poze. Shooting-uri, lookbook, poze foarte simple. Jos. Ce faci? Cu rochie exact așa, de la nivelul ăsta. Ah, ok. Da? La trei pași vreau, pentru că eu o să te fotografiez de-abia aici, n-ar rost să te obosești. Și alegi, deci, da? Pentru mine a fost prima dată când am pozat din mers, așa, fugind, și a fost foarte ciudat. Nu reușeam să înțeleg la ce să mă gândesc, la picioare, să ne iasă picioarele, nu știu, așa, un picior unde așa, așa, sau să mă gândesc la expresia feței, nu a fost ușor. Da, fața unde deci, nu te duci prea departe, auzi, nu mai te duci, deci pornești de aici și faci trei pași, da? Faci un drept, un stâng și un drept și te-am pozat, ca da? Să știi și tu. Foarte neinspirată, foarte seacă, foarte... Nu așa trebuie să se poarte un model, adică cel puțin un model care are pretenția să ajungă undeva foarte sus. Zâmbet, un zâmbet așa cald, calin, da? Bărbia în jos, nu, deci nu aroganță, bărbia la nivelul ăsta și un zâmbet calin. Claudia pare puțin aeriană, pare puțin că e într-o altă lume. Probabil, nu știu, afectată de răutățile celorlalți din casă, dar asta nu o scutește de faptul că nu reușește să se concentreze în ceea ce privește fotografie. Hai să facem un grup aici. Cu siguranță nu vom fi depunctați din cauza ei, fiindcă în fiecare echipă unii cred că au pozat mai greu, adică și-au intrat mai greu în ritm sau au făcut anumite greșeli pe parcursul shooting-ului. Echipa mea s-a descurcat ok la shooting. Cu o excepție, Claudia s-a împotmolit puțin, s-a supărat puțin Cătălin pe ea, dar sunt curios cum o să iasă pozele, chiar sunt foarte curios să le văd. Echipa albastră, nu știu, mi se pare foarte slabă, pentru că sunt concurenți care privesc lucrurile destul de detașat și de relaxat, adică e mai mult o distracție pentru ei. Mi se pare că luptă într-adevăr ca să ajungă undeva sus. Este chestia că sunt ce fan este, hai că ne distrăm, uite, facem lucruri interesante, ok, destul de superficial. Cât ultima echipă se pregătește pentru ședința foto, Dragoș are parte de o surpriză neașteptată. Ele colegi de echipă, da. Și de cameră. Suntem colegi de echipă, să rămână. Da. Daniel, îmi pare bine. Daniel. Mama lui Seman, un pic cu Dragoș. Da. Sincer, mă așteptam să mă întâlnesc cu părinții mei. Dacă tot ajung în Craiova, era aiurea să nu mă întâlnesc, ei s-ar fi supărat pe mine. Dar nu mai așteptam să vin în parc să mă vadă îmbrăcat așa. Da, voi lui par mai normal așa. Da. Cum de ieșit el atât de tâmpit?
auzit la Mildencica, lui par mai normal, cum de el a ieșit așa. A fost super, până acum am fost la Constanța, am făcut poze nud acolo la mare. Și o să le vedem. Da, așa. Stăm în casă acolo, ne înțelegem foarte bine, mai o fată din Craiova, totul e perfect. Și avem diferite probe. Da. E destul de greu. Părinții mei pe o scară de la 1 la 10, ca importanță, se află undeva la locul 9. Adică, deși eu sunt o persoană mai regulă și fac multe chestii după capul meu, decizia finală e luată alături de ei sau voia ei. Știu că poate unii să zică că nu e ok să-ți ghideze părinții viața și alte chestii de genul. Dar eu zic că, cel puțin la mine, părinții mei sunt în măsură să decide alături de mine sau să decidă pentru mine. Podul suspendat este decorul pentru echipa Roz, dar înainte de probă, cuiva i s-a îndeplinit un vis. Știam eu că există prințese. Spune, cum te cheamă? Ana Carina. Ana Carina. Ana Carina Leago eu o cheamă. Oricum, prinții din realitate sunt diferiți de aia din Popiști. De ce? Nu, să te faci mai rău să înțelegi. Păi nu înțeleg nimic. Păi vorbesc, uite, prinții vorbesc. Vorbesc. Nu au cal acum, ai văzut? Păi, Joan, poate te și vedem la față. Aici au fost câteva probleme, să spun așa. Adică o avem pe Carmen care nu și-a găsit locul, nu sub nicio formă. Gilbert, la fel, o mare decepție, să spun așa. Și asta a tras foarte mult în jos echipa Roz din punctul meu de vedere la fotografie. Ei au avut norocul Cătălin care destul de puternic a susținut imaginea. Mă rog, și Laura acolo cât de cât a încercat să facă. Iar Joan avea o aroganță care de data asta a dat bine. E forțată. E forțată. Nu ai o mantie de aia lungă ca să o acopere cu totul. Nu știu, sperăm ca atât pozele individuale cât și cele de echipă să fie și bine, pentru că se știe foarte bine că poza de grup și tot ceea ce face echipa contează. Sperăm să nu fim de data aceasta din nou o echipă care nu va fi cea mai bună, pentru că data trecută echipa verde a câștigat. Cât de bine s-au descurcat la proba individuală, concurenții vor afla la eliminare. Până atunci însă, trebuie să dea tot ce au mai bun și să nu-l dezamăgească pe Cătălin în ultima poză, cea de grup. Imediat ce au încheiat shooting-ul din Craiova, concurenții s-au întors în București. Oboseala și tensiunea, aș spun cuvântul, și atmosfera din casă nu este cea mai pașnică. Da, mă, care ne-a făcut ăsta? Știu că nu mă duc eu. Cu cât momentul deciziei se apropie, cu atât o problemă aparent banală poate crea un adevărat scandal. N-a mâncat nimeni! A mâncat o fantomă! Vezi-mă sus! Ne-a interogat pe toți cine mi-a mâncat iaurtul, cine mi-a mâncat iaurtul, dar până la urmă nu s-a aflat. La cât de răutăcioasă e normal că nimeni nu o recunoaște. Nu sunt genul care să, așa, să, nu știu, să judece sau să bârfească cum sunt altele. Așa la felul ei de a vorbi, de a se, de a reacționa. Dar nu mai de care începe rău să râd. Așa că mai taci la gândurile. Ok, să trăiți. Că oricum nu încep să râzi mereu, că oricum nu ai nimic de zis niciodată. În casă mă deranjează faptul că în afara echipelor care le-a stabilit Cătălin s-au format și alt fel de echipe. Mi-am spus părerea, zi mersi cât ți-am zis-o în față. S-au format niște grupuri de fete care, în fine, sunt mai multe chestii. Nu știam că ești acolo, nici tu nu spui părerea ta în față. Hai să facem părere de chimie. Cine-i pierdut la față, chimie? De ce mi-a urtul lângă față? Și că cum că ai? Îmi faci mișto? Vă place să vă fiți? Deci eu nu am nicio părere despre tine, da? Pentru mine ești pur și simplu nesemnificativ. Nu există. Claudia nu este potrivită pentru acest job în general, nu pentru această emisiune. Ea, nu știu, nu... Și când vorbești cu ea, pare că nu te înțelege, că începe să râdă. Este destul de ciudată.
Și de această dată, juriul trebuie să evalueze prestația concurenților în cel mai obiectiv mod. Interpretarea Laurei, Alianei și a Mădălinei pe scena operei din Craiova și shooting-ul din Parcul Romanescu vor fi trecute prin filtrul factorilor de decizie. Am puține emoții pentru eliminare, fiindcă am greșit la operă, dar în același timp mă bucur foarte mult că am participat și nu cred că ar fi un factor decisiv pentru eliminarea mea. Așadar, urmează emoții pentru toată lumea. Bună seara! Bună seara! Un nou final de episod. Aș putea spune frumos, pentru că, așa cum îl chemam eu înainte de a ajunge acolo, l-am numit un episod cultural. Am emoții pentru eliminare. Aș vrea să nu fiu eu cea eliminată. Vreau să trec mai departe, să văd ce o să urmeze în continuare. Dar haide să vedem fotografiile făcute în Parcul Romanescu. Echipa verde. Echipa mea cred și sper că s-a descurcat cel mai bine dintre toate echipele. Sper să fim iarăși echipa câștigătoare. Gabi. Dar avem emoții, ca de obicei, Cătălin poate surprinde oricând. Gabi, ce personaj erai tu? Mai ții minte? Din Traviata. Traviata. Avem acea nebunie între flori, cu lacul din Parcul Romanescu, foarte frumoasă fotografia. Sper să nu fie nimeni eliminat din echipa mea. Andreea. Nu știu dacă am făcut ceva greșit, dar am emoții la eliminare, pentru că nu știu ce o să fie. Tu erai personajul din? Văduva veselă. Văduva veselă. Puteai să-ți intri mai mult în stare. Prima fotografie de la chioșcul acela din marmură nu-mi spune mai nimic. La cea de-a doua, în rondul cu flori, da, erai mai veselă. Mai veselă că ai rămas cu banii, nu? La castel, nu mă dai pe spate, ca să zic așa. E o fotografie obosită în care se vedea clar că nu mai ai chef de pozat. Puteai mai mult. Mersi frumos. Liana. Nu ar putea să salveze echipa, Liana. Sincer, nu am emoții pentru eliminare. M-am descurcat foarte bine și la operă și la shooting. Aici o fotografie melancolică în ușa castelului fermecat. Nu mi-a făcut nicio remarcă negativă Cătălin, cum că nu m-aș fi descurcat. Nu am emoții. Puteai și tu mai mult. Pentru alte fotografii chiar puteai mai mult. Andrada. Andrada, castelul fermecat. Cam plictisită. Plictisită, nu șaia, zici că ești hangiță, nici cum că ești din castelul fermecat sau vrei să intri. E ca și cum aici, voi ce mai vreți, intrați o auba, expresie a feței zero. Te putea mai mult. Mersi frumos. Emoții pentru eliminare are toată lumea, că nu știm niciodată cine o să fie sau ceva de genul. Exact așa cum zâmbești acum, așa ai făcut și fotografia. Milner, vină mulți. Știi cum e la tine? Pe lângă faptul că toate fotografiile sunt așa, e ca și cum satisfăcut aia alergă după tine cu jupoanele în vine, iar tu zici gata, haț, ai plecat, nu-ți mai pasă, către următoarea cucerire. Măi, ai un zâmbet frumos, ai, repet, te-a înzestrat natura, dar vreau să văd mai multe fețe ale tale, că nu am ce să aleg. Mersi. Echipa albastră. Mădălina. Sunt mulțumită de shooting-ul meu, consider că am pozat bine, ca de obicei se putea și mai bine. Acum sunt curioasă să-mi văd pozele, foarte curioasă. Ai aceeași atitudine. Eu tot spun să-ți schimbi mâinile, să-ți schimbi privirea, că nu văd niciun fel de evoluție. Da, niciun fel de evoluție. Da, nu face de efort. Da, exact. Nu se vede niciun efort. Aș vrea să văd mai mult studiu. În loc să vă certați pe acasă, să țipați, să urlați, să vorbiți despre lucruri sexuale, că am auzit că aveți și probleme de-astea, să vă hârjoniți unii cu alții, alții cu alții, altele cu altele, nu știu cum faceți pe acolo. Mai bine ați, nu știu, v-ați privi în oglindă,
ați poza în oglindă, știți că se practică lucrul ăsta. Ați merge, ați face șans pe acolo prin casă și ați improviza un catwalk. Claudia. Claudia cred că a stat cel mai mult la poze dintre toți. Avea un lucru foarte ușor de făcut, să meargă spre fotograf sau să sară. Nu este nimic anormal în acest lucru. Prima fotografie este față din aia palidă. Nu văd nimic. Nu văd expresie. Nu te joci cu camera, n-ai niciun flirt cu aparatul. N-ai dorința aia de a avea o fotografie bună. Pe urmă, la a doua fotografie, ți-am spus, vreau picior întins. Picior întins înseamnă să văd vârful de la picior, așa, întins, frumos. Este inacceptabil acest lucru, pentru că după atâta timp, având pretenții de la ea, să nu poți să scoți o fotografie bună, nu e de bine. De data aceasta trebuie să recunosc că v-au ajutat foarte, foarte, foarte mult costumele. Sunt costume spectaculoase. Opera din Craiova ne-a dat chiar cele mai frumoase costume pe care le aveau și chiar v-au ajutat. Mersi mult. Și când spun, mersi. Și când spun că v-au ajutat costumele, mă refer la următorul costum pe care l-a purtat Dragoș. Arăta așa a bufon, dar era un costum drăguț. Dan. Ce avem aici? Un personaj din Aida, din nu? Din Aida, da. Ți-ai ieșit. Poate că trebuie lucrat puțin mai mult la privire. Eu îl apreciez foarte mult pentru că, deși are 30 de ani, adică e o vârstă ușor la limită, să spun așa, are un corp foarte frumos, se întreține. Mi se pare destul de muncitor și atent, dar poate e prea liniștit. Adică mai un pic de nervi. Cea de-a doua fotografie, când îi inviți pe oameni în Castelul Fermecat, da, poate fi o atitudine. E ok. E ok. Am rămas doar 6 băieți, sunt 8 fete. În afară de Anca, care a plecat la primul episod, au fost eliminări doar de băieți. Nici la voi nu e foarte roz situația, da? Pentru că trebuia să fiți niște personaje, asta n-ați înțeles voi. Nu știu, poate se ajunge să fie emisiunea fără băieți, să fie doar fete. Cătălin. Am puține emoții, nu știu. Sper să nu fiu dat afară. Poza de pe pod este ok, cea de-a doua poză la Castelul Fermecat, nu. Catastrofic. Nu, pentru că profilul ăsta nu te avantajează. Aș fi vrut să văd mai multe. Senzația că ești în trecere. Da, da. Prin cadru. Da, 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 treci prin cadru și te-a prins fotografia. Nu? Catalina e un băiat liniștit, învață foarte repede. Nu l-am văzut ca pe ceilalți să piardă timpul. Adică dacă stă și este foarte atent la ce se întâmplă, caută să învețe de la fiecare în parte, să-și îmbunătățească el în momentul când ajunge la cadru. Gilbert! Am emoții de fiecare dată, că nu ai de unde să știi ce se întâmplă. De când și eliminarea cu Ivan, eu pe Ivan îl vedeam departe. Bărbierul din Sevilla. Da, c'est autorat, voilà. Da. Et en plus de ça, on peut faire prendre des poses super sympas dans ce costume-là. Costumul ar fi fost frumos, da. Tu mi-ai spus și vreau să te întreb, mi-ai spus, m-am documentat. Unde te-ai documentat, mă? La micul dejun am fost cazat cu cei de la opera și am întrebat pe un actor de acolo. Am crezut că ai avut un telefon sau un laptop. Nu. Și ce ți-a spus? Că era... Păi a zis că era vesel și pus mereu pe șotii și pe glume. Și pentru... Stai așa, și ți-a zis că era vesel și pus pe șotii. Și atunci, ce te-ai gândit? Dacă mi-a zis că e vesel, tu ai puzat așa. Am încercat să ies din starea care o aveam, pentru că... Ești nebun, deci tu când pozai, făceai... Am încercat să ies din starea care era. Era o tensiune, am observat. De ce era tensiunea, mă? A podului, că erau chengile alea pe pod. De cu dimineața, pentru că am întârziat cu make-up-ul și cu toate și eu am simțit... A, de la make-up, auzi, voilà. Il est stressé par le make-up et le hair. Eram tensionat și am încercat să ies din stare. Am râs forțat un pic și după aceea să... Păi ai făcut poză, el ți-a făcut poză așa forțat, că a crezut că asta e starea ta. Păi dar nu înțeleg cum nu poți să-ți intri în stare, să-ți intri în personaj. Erați personaje, sunteți în general personaje. Trebuie să... Gilbert,
fetelor și e valabil pentru toți, și băieți. În momentul în care pozați sau sunteți pe un catwalk, nu mai sunteți nici Gilbert, nici Joan, nici Dan, nici nimeni, sunteți personajul pe care vi-l cere creatorul sau fotograful. Lăsați acasă inhibiți orice. Altfel nu veți reuși, nu veți reuși niciuna dintre voi, niciunul dintre voi. Treci la loc. Mersi. Hoa, Carmen. Spre eliminare cred că va fi propusă Carmen, pentru că nu s-a descurcat la shooting deloc. Dacă a fost ceva mai enervant la Craiova, aceea ai fost tu. Îmi cer scuze. Și nici la celelalte probe din episoadele trecute, la prezentări, la... nu prea a ieșit în evidență cu ceva bun și pozitiv. Deci, în momentul în care cineva, un fotograf sau un creator, cum îți spune, să țipi ca să scoată o expresie, nu-ți spune să țipi de nebună, că ai fi nebună. Pentru că vrea să surprindă acea expresie, e adevărat? Da. Și numai țipând, în mod real, o poate surprinde, altfel nu. Dacă tu faci așa, nu vei reuși niciodată să fii manichină. Niciodată. Mi-am dat seama că am greșit și am înțeles că o să-mi se ceară la un moment dat acest lucru. Exact, dar noi ți-am cerut până la urmă să faci doar o expirație fără sunet. Dacă te simțeai inhibată de sunet, că ar putea să deranjeze pe cineva. Nu înțeleg de ce era așa greu să expiri. Cu toată... Oricum, fotografia a fost oribilă. Iar la Castelul Fermecat, e asta. Da. Elle attend de partir. Elle. Da. Deci este... Aplicată. Plictisită. Multă. Nu, asta nu e fotografie. Hai să faci tu o fotografie la Castelul Fermecat, cum au făcut toți ceilalți. Nu, chiar nu putem vorbi de o fotografie aici. Mersi. Joan. Cred că am pozat destul de bine. Nu știu, n-am emoția. Dacă la alte fotografii te puteam lauda, aici n-am avut de ce să te laud. Aici 70% a făcut-o costumul, părul care era frumos aranjat și atât. Joan, în poza finală, cred că putea să dea mai mult. Nu știu ce a imaginat. Costumul, într-adevăr, era unul, ca și poziție socială, ridicat. Adică un om înstărit. Mi s-a părut puțin prea arogant în atitudinea pe care a luat-o. Laura. Dorința în ochi. Nu văd. Dorința de a fi cea mai bună. Nu văd. O poză peste mediocru. Asta nu înseamnă că e ok. Mersi. Laura se descurca foarte bine și probabil echipa noastră va fi salvată de la eliminare. Pentru prima oară o să dau și un premiu. Mădălina, în timpul spectacolului, cu sala plină, a scăpat o tavă pe jos. Nu era să zici, mamă, s-a văzut nasol, s-a greșit, s-a văzut în public, nu. Este greu să jurizăm. Era un membru important. Chiar poza ok. Nu intrați în pielea personajului. E foarte neîntemânatică. Mi-aș fi dorit să văd o evoluție. Deci, practic, din public nu s-a văzut deloc nasol. Pleacă acasă, acum. Vreau să plec, vreau să mai stau. Așadar, în această seară, echipa câștigătoare... Nu ați fost foarte, foarte buni, dar v-ați detașat oarecum de celelalte două. Echipa câștigătoare este echipa verde. Mergeți în spate, echipa. Ați avut fotografii bune și pentru prima oară o să dau și un premiu pentru cea mai bună fotografie. Premiul din echipa verde pentru cea mai bună fotografie
este un ceas de la ceasmania.ro. Guess pentru Gabriela. A dobândit niște fotografii foarte, foarte bune, care pe mine unul m-au încântat foarte mult. La operă s-au remarcat, așa cum știți, toate cele trei fete. Liana, Laura și Madalina. În schimb, Madalina, în timpul spectacolului, cu sala plină, a scăpat o tavă pe jos, care s-a auzit așa, ca o nebunie, a ieșit pe unde nu trebuia. Aici m-a fost greșeala mea, în schimb, la următoarea parte, fiind stresată deja cu tava, eu am intrat prima cu două pahare. Mă rog, deci toate amănuntele astea se văd pe cameră, am fost informat pentru că în momentul ăla nici eu nu eram în sală, de directorul operei, personal, de greșeala pe care ai făcut-o, Madalina, ceea ce este jenant. Din partea spectatorilor, nu s-a văzut destul de rucurât. Adică, practic, acesta era regia. Nu era, să zici, mamă, s-a văzut nasol, s-a greșit, s-a văzut în public. Nu. Și având în vedere că eu aveam două pahare, se putea credea că așa eu trebuia să merg, că îi duceam paharul și Don Giovanni și a trebuit să merg puțin, puțin mai în stânga. Deci, practic, din public nu s-a văzut deloc nasol. În schimb, eu știam că trebuia să iau prin prima buclă și mi-asumam greșeala. Adică s-a întâmplat, asta e, merg mai departe. Dacă nu era acest eveniment nefericit, bineînțeles, toate cele trei primeați, în ghilimele spus, acel 10. Pentru că ai călcat strâmb și eu taxez acest lucru, te-am taxat și primesc de la ceasmania.ro cât un ceas Guess, ca și premium, Liana și Laura. Felicitări! Felicitări! În seara asta voi nominaliza din echipa albastră să plece acasă. Claudia. Știți în spate? Claudia e foarte neîndemânatică. Stă foarte mult Cătălin cu ea ca să reușească să scoată o poză bună. Din echipa Roz nominalizez pentru a pleca Carmen. Conform regulamentului nostru, știți foarte bine că echipa câștigătoare întotdeauna votează fiecare membru, votează pe câte cineva din celelalte echipe. Așadar, să începem votul. Te rog. Pe Carmen. Carmen. Propun pentru eliminare pe Carmen. Carmen. Claudia. Claudia. O nominalizez pe Claudia. Claudia. Da. Da. Este greu să jurizăm și ne este și foarte greu să ne despărțim de voi. Mi-aș fi dorit atât de la Carmen, cât și de la Claudia să văd o evoluție, să văd că vă transformați. Nu aveți niciun fel de transformare, nu aveți emoții.
am spus-o de multe ori, nu intrați în pielea personajului. Niciuna dintre voi. Tocmai de aceea v-am nominalizat pe amândouă. Votul juriului este Loran. Pour moi c'est Carmen. Pour la photo qui est pas bien dit. Eu pe Claudia votez pentru eliminare. Claudia. Carmen, da. Claudia și avem 3 cu 2 voturi pentru Claudia. Pleacă acasă acum și își face bagajele. Pentru că votul meu merge. Din păcate, la Claudia. Mulțumesc, a fost frumos. Mulțumesc frumos. Carmen, ți-am mai dat o șansă pe care te rog să o folosești la maxim. Mulțumesc. Et une leçon aussi. Nu te așteaptă lucruri ușoare și dacă nu văd că te implici mai mult, cu siguranță cât de curând vei părăsi acest concurs. Da? Da, mulțumesc. Acestea fiind spuse, vă urez o seară plăcută și pregătiți-vă pentru următorul episod cu noi provocări. Cel puțin la shooting-ul foto n-aș vrea să fim, să fiu în pielea voastră. Ok? O seară bună! Mulțumim! La fel! Asta este. Cum am mai spus, a fost frumos și normal că mi-aș fi dorit măcar să și să mai măcar pentru câteva episoade să mai stau, știi, în concurs, da? Așa a fost să fie. Normal că mă bucur că n-am plecat. De ce să plec? Vreau să plec, vreau să mai stau. Ok. N-are nimic. Știu. Nu fi tristă. E ok. Îmi pare rău că a plecat Claudia din echipa mea pentru că era un membru important. Chiar poza ok. Nu avea toate geamurile la mansardă citându-l pe Goga. Dar în mare așa era ok. Nu mă, dar nu mă. Tot ok. Claudia n-a reușit deloc, chiar cu ajutorul meu, al lui Marius Bărăgan, n-a reușit deloc să scoată o poză bună pe podul acela, deși avea atâta elemente de jur împrejur de care se putea agăța la propriu. No. No way. De fapt, nu știu de ce plâng, pentru că a fost frumos, e tot ok, s-a întâmplat, mă așteptam, așa că... No. Emoțiile. Eram acolo și îmi bătea inima tu. Claudia e o fată frumoasă, cu un corp frumos și sper că ceea ce a asimilat până în acest moment în emisiune să-i folosească. Sunt sigur că o veți mai auzi și o veți mai vedea pe Claudia. Episod care aș putea să îl numim echilibru. Mi-e puțin frică. De ce? Ce e asta? Laura, mergi ca pe ghim, fira să fie! Puteam să mă redresez, dar mi-era teamă să nu-l trag și pe ea. Nu pune tocul! Nu e o joacă, nu e un poker. Mi-e frică și am amețit acolo. Este o competiție. Nu știu nici să-n mod. Vreau să am numai gambler buni, iar tu nu ești unul bun pentru mine. Am pus punct! Că știu că am dreptate, nu poate să-mi spun nimeni, să atac. Eu credeam bărbatul că e bărbat, dar nu, și femeia te înșală și te face vrăști cu... Cred că e neapărat locul meu aici. Veți coborâ, legați, cu fața...